Bună dimineața, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. Iată că a venit și această dimineață de 17 august. Nu am un aspect de care să-ți povestesc în mod special, însă îți reamintesc faptul că ne aflăm în continuarea trigonului Mercur-Uranus de ieri și ne îndreptăm către un trigon Venus-Jupiter. De altfel, aceste două aspecte, chiar dacă nu sunt la grad perfect, ele se resimt și zilele acestea. Și îți mai amintesc faptul că Marte va ieși din Taur în curând. Și de obicei când Marte stă într-un semn, în ultimul grad, la gradul 29, un grad analitic, cum este el denumit, face așa mici ravagii, îi place să ne supere. Și fiind în Taur, bineînțeles, chestiuni financiare, chestiuni de criză, chestiuni de mâncare, de alimente, chestiuni de război, că na, vorbim de Marte în Taur și principalii eroi ai situației în care ne aflăm au foarte mult marcaj fix în astrogramă. Vorbim de Taur, de Leu, de Scorpion și Vărsător. Vorbim de atât de președintele Ucrainei, vorbim și de președintele Rusiei în cazul în care aceea este data lui de naștere corectă, vorbim și de astrograma lui Joe Biden și, culmea, vorbim și de astrograma președintelui Chinei, pentru că și acolo e foarte mult marcaj fix. Dar să ne raportăm la noi și aici acum, la nivel de muritor, să spunem, când Marte stă în ultimul semn, în ultimul grad în Taur, nu uita faptul că la sfârșit de Taur avem o stea foarte, foarte rău famată. Mai ții minte că am făcut cu tăierea capului, nu vreau să te mai sperii, e acolo o chestie, un alt gol, o chestie mai neplăcută în astrologie. Ea poate să aibă și beneficii, dar la cum o văd zilele acestea nu e atât de plăcută. Bun, hai să mergem să ne uităm la fiecare dintre noi, te invit să te uiți și la zodie și la ascendent, să faci un mixaj între cele două și să mă apezi de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Nu uita, te rog frumos, că aici este un horoscop cu titlul de prezentare, adică avem un horoscop bazat pe teoria astrologică. Bun. Începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Tu cu siguranță vei resimți aceste zile pentru că Marte este guvernatorul tău și când se pregătește să schimbe semnul, s-ar putea ca și tu să te simți puțin blocat, mai ales că este în Taur, în semn de pământ. Zilele acestea parcă ai vrea să faci multe lucruri, parcă ai vrea să te duci în multe direcții, dar uite că nu prea se poate. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur, Marte ție îți poate aduce exact acum pe ultima 100 de metri multă furie, multă agresivitate, dar bineînțeles le vei întoarce asupra ta, din păcate. Sfatul meu este totuși să fii mai blând cu tine. Venus face un trigon cu Jupiter zilele acestea și ar fi cazul să te gândești cum să faci să-ți fie ție bine înainte de a fi people pleaser, de a le face altora pe plac. Trecem la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Te-aș invita să te gândești cam cum stai cu sănătatea în acest timp și cât de mult lași anxietatea să stăuneze. Adică, da, frica e în fiecare dintre noi, dar când o lași să ducă mai departe decât este cazul, nu poate decât să stăuneze. Trecem la rac sau cei cu ascendentul în rac. M-aș uita foarte mult la aspectele pe care le ai pe plan financiar și profesional și nu doar aspectele din aceste zile, dar astea din aceste zile cu cele globale care vor cele care vor rămâne mai mult timp la tine în hartă, vorbesc foarte mult de partea asta profesională. Fă-ți planuri. Nu mai aștepta dacă este ceva ce nu-ți convine, să nu mai stai visând și așteptând. Fă ceva. Trecem la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Vei învăța foarte multe lucruri în perioada aceasta. Și cu cât ceri mai mult, cu atât ți se va da mai mult. Depinde foarte mult de modul în care ceri. Dacă o vei cere pe cum ești tu obișnuit, ca și cum doar tu existi pe acest pământ, nu o să primești la fel. Dar dacă te duci și spui că tu vrei să primești anumite lucruri, anumite cunoștințe pentru a ajuta un proiect, pentru a ajuta și colegi, pentru a ajuta poate echipa, cu siguranță vei primi mult mai mult decât te gândești tu. Trecem la fecioară sau cei cu ascendentul în fecioară. N-ar strica să-ți faci niște calcule financiare. Trece vara, trece concediu, trece vacanța și ne întoarcem acasă și ne dăm seama până la finalul anului cu ce mai sunt în vistierie. Cu ce mai am în cămară? Am bani pentru murături, am bani pentru zacuscă, am bani, nu știu, de pus undeva pentru uniformele copiilor, adică trebuie să ai puțină grijă din acest punct de vedere. Deci la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Venus face un aspect bun cu Jupiter, mai ales mâine vei resimți acest lucru, ce înseamnă că e un optimism la tine, e o stare din asta, e o încredere.
Vezi tu, încrederea asta trebuie să se bazeze pe ceva concret, da? Pe ceva serios. Că nu uita faptul că Marte totuși este în casa 8-a. Trebuie să ai ceva pe ce să te bazezi, nu doar pe speranță, pe idee, pe miracole. Nu este ziua în care să te bazezi pe miracole. Deci, la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Marte se va pregăti să iasă din casa 7-a, în casa relațiilor. Te vei confrunta zilele acestea cu situația aceea în care mai stau, nu mai stau, plec, nu plec, mai merită, nu mai merită, încep să ies cu persoana respectivă, nu încep să ies cu persoana respectivă. Dar tu singur te blochezi. Efectiv, tu singur îți faci un scenariu. Trecem la săgetători sau cei cu ascendentul în săgetători. Aspectele zilelor acestora îți sunt pe plac. Martele ăsta este totuși la ultimele grade în Taur, în casa 6. Ți-aș recomanda totuși să nu oferi încredere oarbă unui coleg și nici tu să nu profiți de încrederea pe care ți-o acordă un coleg. Depinde aici cum vrei să gestionezi ziua. Trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Te-aș invita să te gândești așa puțin la cum ți-a fost în ultimul timp relația cu banii. Atât cu banii pe care tu îi ai de muncă propriu, atât cu banii pe care ai primit din alte surse, cum ar fi părinți, moșteniri, business-uri și alte posibilități. Deci te invit să te gândești care a fost raportarea, cum te-ai gândit la ei, ce ai făcut cu ei. Te-ai gândit într-un mod bun, ai fost foarte zgârcit, ai economisit foarte mult și cu siguranță o să ai unele revelații. Deci la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător, totul este de modul în care zilele acestea trebuie, nu trebuie. Vorba dulce, mult aduce. Și tu o să cucerești oamenii, la rândul tău vei fi cucerit de vorbele oamenilor, da? Trebuie să menții o stare în aceasta de bine. Cu cât te plângi, cu cât te victimizezi în aceste zile, să știi că nu-ți iese absolut nimic. Martele ăsta va ieși din casa a patra, unde te-a ținut puțin, te-a făcut puțin static în ultimul timp. O să intre la un dat în casa a cincea, ceea ce îți va arăta că ai o mulțime de posibilități. Dar nu te bloca zilele acestea, să nu consideri că, domnule, există doar o singură scăpare și atât. Nu există, există mai multe scăpări. Deci la pești sau cei cu ascendentul în pești, n-ar strica să fii mai concentrat asupra muncii. Ești în continuare sub opoziția Soare-Satur, pe axa 6-12, și cu cât scoți capul, mai bârfești puțin, cu cât scoți capul, te mai plângi puțin, cu atât vei avea de pierdut timp și resurse și energie și o să te enervezi destul de mult. Așa că îți recomand ziua de astăzi, muncește, liniștește, te focusează și când te duci acasă, jobul să rămână la preșul din fața ușii. Să-ți primească recomandările și să ne auzim cu bine mâine.